Salut! Așa cum v-am obișnuit, încercăm să vă facem cât un video, să vă prezentăm efectiv și în mers anumite motorizări sau comportamente rutiere, că e foarte bine să vedem despre ce e vorba. Astăzi suntem într-un test drive de vreo câteva zile cu 1-2 Pirtec Miller Cycle Full Hybrid 136 de cai. Se vede foarte bine că avem 61 de km la oră, suntem la vale, adică acum merge electric. Grafica îți arată că din cutia de viteze, din baterie, cutia de viteze, adică totul se ajunge la roți de la motor electric. Deci noi suntem cu un model full hybrid, nu plug-in hybrid, și mergem electric de vreun kilometru și ceva. 65, acum s-a pornit benzina. Din nou se vede foarte bine pe grafica celor de la Peugeot. Efectiv, ăsta e nou Peugeot 3008 1.2 hybrid, generația veche. Se vede foarte bine display-ul vechi, adică generația 2024, pentru că noul 3008 a apărut, în schimb, a intrat în producție, în schimb o să ajungă în România undeva peste o lună și atunci o să facem un video mai bândelete. Bun, motorizarea o să fie la fel, vorbim de varianta full hybrid, uite, acum ridicată pe accelerație, merge electric. Bun, și acum accelerăm, merge modul electric. Ridicăm de pe accelerație, charging. Și are și o funcție de regenerare foarte mișto, adică nu are cum ar veni la anumite modele concurente, B-ul ăla de la transmisie să efectiv să ai o regenerare forțată. Nu, mașina funcționează în modul full hybrid cu regenerare. Uite, acum mergem constant și deja merge electric. Efectiv ea știe când face treaba asta. N-ai mod electric, n-ai buton EV pentru că nu ai nevoie. Dar uite, din nou, motorul pe benzină a funcționat vreo, nu știu, câteva secunde și acum mergem electric, da? Acum va trebui să reducem. Se aude invertorul. Invertorul este integrat direct în cutia de viteză EDC-S6. Este o cutie de viteze făcută de Pancia Automotive. Este noua transmisie care o să găsiți pe toate modelele Fiat, Peugeot, Citroen, Opel. Adică o renunțat la ISIN electrificat. De ce? Pentru că, uite, funcționează electric. 59 de km la oră mergem electric. Adică, efectiv, ăsta e modul de funcționare al sistemului full hybrid de la Peugeot. Deci atenție, nu e un mild hybrid, este full hybrid. Acum motorul pe benzină este stins, 60 de km la oră, se vede că accelerăm. Bine, nu mergem într-un regim foarte sportiv. În schimb, mergem electric. Da, are o baterie foarte mică de 0,9 kWh. În schimb, avantajul ei este că se descarcă repede, dar se și încarcă repede. Motiv pentru care motorul pe benzină se pornește, intră într-un mod regenerare și îți încarcă acumulatorul foarte, foarte repede. Și dacă nu mă înșel, o baterie litium foarte, foarte rezistentă din punctul ăsta de vedere. Din nou, uitați, mergem cu mașina deja de un minut, două de când discutăm, foarte, foarte puțin a fost pornit motorul pe benzină. Și atenție, nu suntem în oraș, suntem în mediul extraurban. Aici unde mașinile Toyota suferă și modelele Honda suferă pentru că funcționează în modul 100% pe benzină sau 90% pe benzină. Efectiv, CVT-ul și ECVT-ul când l-ai scos din oraș, trebuie să meargă motorul pe benzină. Poate să fie 1.5 pe Yaris, 2.0 pe Corolla Cross sau 2.5 pe gama lor mai mare, gen RAV4, da? Francezii sunt pragmatici, au preferat să monteze un motor turbo cu 3 pistoane, la o revizie, distribuție Lanț, după cum bine știți, 1.2 Pirtec de, nu știe nimeni, 100 de cai sau 130 de cai, pentru că el îi declară putere maximă acumulată 136, în schimb, uite, acum motorul pe benzină s-a pornit, deci a mers foarte, foarte mult pe electric și se vede foarte bine pe display că mai are doar o căsuță acumulatorul. Din nou, acum o să se încarce, o să vedeți că o să mai adauge niște căsuțe. Uite, am mai pus o căsuță, cum ar veni, în acumulator. Nu vă speriați, centura Bucureștiului este praf și pulbere ca după război, deci nu poți să faci nicio filmare elegantă sau liniștită, dar din nou, 70 de km la oră, iar mergem electric cu bateria aproape goală, da? Se vede, au pus, efectiv, a regenerat timp de un kilometru și mergem un kilometru electric, chiar și la viteza asta. Uite, s-a mai pornit, dar din nou, când pui frână, se regenerează invertorul, bagă în baterie. Deci, efectiv, e un sistem du-te-vino, cum ar spune unii. Pierzi aici, recuperezi acolo, dar când tragi linie, efectiv, mașina merge basic 50%. Noi am observat chestia asta undeva la 50% în modul electric și chiar funcționează. Adică, uite, acum punem frână, se regenerează mai serios pentru că reducem.
Deci atenție, are două forme de regenerare. Regenerare normală când e deja pe accelerație și când apeși un pic pe frână, este o regenerare mai agresivă. Adică sistemul știe că trebuie să urmează să te oprești și atunci îți încarcă acumulatorul mult mai repede. Cam asta e tot despre nou sistem de plug-in hybrid PureTech de 136 de cai și baterie mică, dar atenție, vorbim de baterie mică. Așteptăm noul 3008 cu sistemul ăsta și nu în ultimul rând așteptăm Corsa Hybrid, așteptăm Fiatul 500 Hybrid, noul 500, nu, Fiatul 600 are motorul ăsta și așteptăm toată gama de vehicule comerciale pe jos, Citroen, Fiat, toate Boxsterele, Doblurile să aibă motorul ăsta, pentru că ele o să stranzizeze la motorul diesel, da? 1.5 Blue HDI și o să bage motorul ăsta. Marele avantaj al lui este că vorbim de un motor hybrid, full hybrid, și vorbim de avantajul că nu mai este manual. Adică și utilitarele o să fie favorizate, șoferii de utilitare, că nu efectiv drive și îți vezi de treabă. În oraș și mașini micuțe care merg în oraș, adică o să fie un avantaj foarte mare pentru cei care merg în segmentul ăsta. Dar uitați, s-a apărut prima dată pe 5008 și pe 3008 ăsta și sistemul funcționează. Din nou, suntem, când este albastru funcționează electric, când este alb funcționează benzină. Deci acum este electric, acum o accelerez un pic mai tare, se vede foarte bine, s-a transformat în alb, adică funcționează pe benzină. Și după aia regenerează și mergem electric. Mulțumim!